Iar acum, pentru că ne apropiem cu pași repezi de finalul orei 12, este timpul pentru muzică și dans. Daniela Gheorfi ne invită la finalul primei ore de jurnal la dispoziție și distracție. Are lista plină de evenimente, dar până să ne povestească pendelete despre ele, zic că este musai să aruncăm o privire pe unul dintre cele mai apreciate videoclipuri. Și revenim! Pleci, dar nu spui de ce, și sufletul meu e rătăcit și pustiu. Mă întreb oare am greșit, că prea mult te-am iubit, de ce pleci eu nu știu. Daniela este chiar acum în direct alături de noi. Are o vară plină de când s-a dat startul concertelor în aer liber, cu respectarea distanței de siguranță, bineînțeles. Artista ni se alătură chiar acum prin Skype. Daniela, bine te-am găsit. Ce faci tu, Daniela? Bună ziua și bine v-am regăsit. Ce să fac? Suntem în drum spre mare și de asta nu, poate nu deja ne vedem chiar atât de bine. Da, deja de aproape o lună de zile de când s-a dat, să spun așa, startul la... Adică am putut să mergem la terase, la spectacole în aer liber. Să aveți concerte în aer liber, da, 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 da. Da. Daniela, presupun că și tu ai așteptat foarte mult aceste momente. Cum te simți din nou pe scenă, în fața publicului tău? Vrei să spun că sunt atât de emoționată pentru că știi că este o restricție de toate și de fapt că asta este cea mai grea, cred că fiecare artist și-a dorit să înceapă să cânte pur și simplu numai de dragul de a veni pe scenă și de a transmite căldura aceea pe care noi o transmite publicului și publicul ne-o transmite nouă. Și apropo de asta, Daniela, tu ai lansat o compilație specială pentru această vară în care ne inviți la dans. Spune-ne mai multe despre asta. Da, este compusă de colegul meu Asu și cântată cu colegul meu Asu. Am o compilație cu melodii cu mine și cu el pentru vară. Bine, unele sunt făcute în Spania. Melodia asta am filmat-o acum 3 săptămâni, exact după ce s-a dat drumul, atunci când am avut voie să ieșim afară din casă. Și m-am gândit că este o invitație frumoasă pentru toate fetele și pentru toți oamenii care vor să se distreze, să iasă la dans, că mă rog, este o perioadă tristă pentru noi, dar totuși nu trebuie să uităm că trebuie să ne și distrăm în viață. Și dacă tot suntem la mare și dacă tot ieșim la diferite petreceri, trebuie să și mâncăm, să ne distrăm, să cântăm, să dansăm, să ne bucurăm de ceea ce avem. Categoric, așa este. Daniela, vreau să știu dacă ai și ceva planuri de vacanță în afară de aceste concerte pe litoral, unde cred că te și relaxezi între concerte. Da, da, da. Mai ales că sunt și cu Măriuca. Nu, vacanță deocamdată nu am. Mă bucur foarte mult că pot să-mi vin și plăcutul și utilul, adică și stăm ziua la soare, că mi-e place foarte mult marea, mi-e place foarte mult soarele. Seara cântăm, mă rog, la spectacole sau unde avem evenimentele și deocamdată nu, deocamdată stăm în țară până, nu știu, poate de Revelion, să spun, dacă ar fi să cânt, nu știu, în Italia, să spun, de Revelion, o să rămân după aceea 2-3 zile. Dar deocamdată nu am, că tot am stat 2 luni de zile. Nu mai vreau în casă, nu mai vreau, vreau să muncesc. Categoric, nu mai vrea nimeni în casă, normal. Și văd că tu îți faci chiar planuri pe termen lung, foarte frumos, bravo, Daniela. Așa îmi place să gândesc, nu pot să cred că până aici, adică atât ne putem distra, sau până aici, până acolo putem să facem. Eu tot timpul am în planuri pentru, uite, și pentru anul. Important este să fim sănătoși, important este să păstrăm, să ținem la microfon, adică să fii conștient că ești responsabil pentru persoana de lângă tine și pentru tine ca și sănătate. Dar restul, viața merge mai departe, că dacă stai în casă, asta nu este o rezolvare.
Daniela, îți mulțumim din suflet că ai fost astăzi alături de noi. Din păcate, nu am avut imaginea atât de bună, pentru că tu fiind în drum spre mare, cu siguranță este lipsă de semnal. Îți mulțumim că ai fost alături de noi și ne vedem pe litoral, cu siguranță. Vă pup și Doamne ajută! Vă mulțumesc frumos! Vă pup!